Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în seara aceasta, mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că ați acceptat invitația pe care Duhul Sfânt v-a făcut-o să fiți aici, în prezența Domnului, și în prezența Domnului fiind să beneficiați de lucrurile pe care le are Dumnezeu în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Întotdeauna căutăm prezența Domnului pentru că avem nevoie de ea, pentru că Dumnezeu ne oferă ceea ce nu ne putem oferi nici noi înșine, nici lumea. De aceea este în interesul nostru să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că El răspunde nevoilor noastre, așteptărilor noastre și ne binecuvintează într-un mod nemeritat, doar în numele Domnului Iisus Hristos. Mă rog Domnului și în seara aceasta, frați și surori și stimați prieteni, Dumnezeu să treacă dincolo de capacitățile pe care noi le avem ca oameni, măcar că suntem foarte bine intenționați și suntem responsabili de slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat, alături de ceilalți robi ai Domnului care cântă, fac ordine sau altă slujbă în casa Domnului, noi vă slujim și vă stăm la dispoziție, însă noi știm că dumneavoastră aveți nevoie mai mult decât putem face noi. Ați venit aici nu pentru ceea ce vă putem oferi noi, ați venit aici pentru ceea ce vă poate oferi doar El. El nu are limite ca noi. Noi avem intenții bune, dar resursele ne sunt limitate. La Dumnezeu și resursele sunt pe măsura intențiilor. De aceea, frați și surori, deschideți-vă inima și așteptați cu speranță, pentru că sunteți într-un loc potrivit, într-un moment potrivit. Binecuvântat să fie Domnul! În această seară, aș vrea să încep cu ajutorul Domnului și cu îngăduința dumneavoastră. Pentru mai multe duminici la slujba divină de seara, un timp de cercetare a Evangheliei Domnului Iisus Hristos cu un scop foarte bine definit. Noi avem nevoie de educație spirituală și aceasta nu se face într-o duminică sau în două, ci procesul acesta de a deveni asemenea Domnului Iisus în cunoaștere și în urmarea Domnului, în slujire, nu ne ajunge nici măcar întreaga viață. De aceea aș vrea să începem prin harul Domnului un timp de cercetare a Scripturilor în care să răspundem unei întrebări fundamentale. Cum este Biserica lui Dumnezeu? Încercând să răspundem la această întrebare, va trebui, în mod indirect, să observăm multe alte doctrine biblice sau multe alte învățături ale Bibliei, care puse împreună în mintea noastră, bine așezate în ordinea în care le-a așezat Dumnezeu în Biblie, ne va ajuta să-L înțelegem pe Dumnezeu, să ni se lărgească orizontul despre Dumnezeu și să-L urmăm pe Domnul cu credincioșie, comportându-ne ca niște oameni născuți din nou, nu doar în biserică, ci oriunde ne-am afla. Pentru că atunci când nu ne mai vedem noi unii pe alții, Dumnezeu ne vede, slăvit să fie numele Său. Ce este biserica? Aceasta este o întrebare simplă, dar să știți că la această întrebare simplă, toate răspunsurile încă nu sunt suficiente. Printre altele, biserica este un organism spiritual, divino-uman, unde Domnul Iisus Hristos este capul și întemeietorul, este stăpânul și fiecare credincios născut din nou este un mădular care compune trupul peste care Iisus Hristos este cap. Biserica este un organism divino-uman, un organism spiritual, al cărui cap este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar în acest organism divino-uman, spiritual, fiecare credincios născut din nou este un mădular pus de Domnul într-un anumit loc cu o anumită responsabilitate.
Aș vrea în seara aceasta, dacă aveți și vreți să folosiți schița de predică pe care o găsiți în buletinul duminical, să ne oprim puțin la concepții greșite despre Biserica Domnului. Și nu am să insist la concepții greșite care nu mai fac sens astăzi. Sunt concepții greșite care au fost odată concepții greșite în istorie, dar ele au dispărut. Eu nu aș vrea să studiem concepțiile greșite din perspectivă istorică, ci numai pe cele care astăzi ne abat pe noi de la o înțelegere biblică a ceea ce este și cum este Biserica lui Dumnezeu. Una dintre aceste concepții greșite pe care o găsim la tot pasul este confundarea, a confunda. Deseori mergem pe stradă și vedem o persoană care seamănă cu unul dintre frații din adunare și intenționăm să mergem și să-l salutăm și când ne apropiem ne dăm seama că l-am confundat. Este o altă persoană străină pe care nu o cunoaștem, dar seamănă foarte mult cu individul, cu persoana pe care o cunoaștem noi. Și de multe ori am făcut gafe în viață, abordând oameni pe care nu-i cunoaștem, dar i-am confundat cu o persoană apropiată nouă. Există astăzi o concepție greșită despre Biserica Domnului Iisus Hristos și aceasta este confundarea. Și când spun confundarea, mă refer la persoanele care confundă capul, adică pe Iisus Hristos care este divin, cu trupul. Adică cu credincioșii care sunt încă într-un trup de carne ca al nostru. Această învățătură greșită are următoarele consecințe foarte grave. Oamenii care confundă capul cu trupul se așteaptă ca biserica, adică trupul, noi, credincioșii, să fim la fel de sfinți ca și capul. Adevărul este că noi trebuie să ajungem asemenea Domnului Iisus Hristos în toate dimensiunile vieții. Asta presupune cele patru entități care compun existența umană. Trup, suflet, duh și sentiment. Toate aceste patru existențe, intelectuale, emoționale, biologice și spirituale, trebuie să ajungă în manifestarea și în activitatea lor, la modul absolut sfinte, ca și Domnul Iisus Hristos. Însă haideți să facem o aplicație practică în această seară și cu sinceritate și obiectivitate să coborâm în existența noastră și să ne întrebăm. Este comportamentul sentimentelor mele absolut ireproșabil, fără greșeală? Este activitatea mea intelectuală, adică gândurile mele, în procesul trăirii mele de zi cu zi de-a lungul anilor, absolut sfântă ca a lui Dumnezeu? Este comportamentul meu fizic, în activitatea zilnică, profesională, familială, personală, absolut fără greșeală, fără nicio slăbiciune, ca și a Domnului Iisus Hristos? Este manifestarea spirituală a ființei mele, una absolută ca a lui Dumnezeu? Noi vrem să fim și în plan intelectual, emoțional, biologic și spiritual, ca și Domnul nostru. Spre El tindem. El este oglinda în care ne uităm și ne aranjăm părul ca El, hainele ca El, comportamentul ca El, gândurile și sentimentele ca El. Însă oricât am vrea să limităm, din când în când, fără să vrem de cele mai multe ori, realizăm că manifestăm slăbiciuni de care ne este rușine. Când vorbim de concepția greșită numită confundare, ne referim la persoanele care vin în biserică și se așteaptă ca trupul format din totalitatea credincioșilor născuți din nou, nu din totalitatea celor care sunt prezenți la un serviciu de închinare, ci din totalitatea credincioșilor născuți din nou, care prin credință și pocăință au intrat în împărăția lui Dumnezeu și au fost schimbați în interiorul lor. Ei bine, persoana aceasta care are această prejudecată în minte intră în biserică și se așteaptă ca această totalitate a oamenilor născuți din nou, a credincioșilor care compun trupul, să se comporte în toate domeniile vieții ireproșabil ca și capul. Și pentru că deseori în trup, în mădularele trupului, mai vede acest om
cu prejudecată, cât o slăbiciune. Dintr-o dată, persoana aceasta crede că această biserică nu este bună, că trebuie să continue căutarea și să meargă la o altă locație, la o altă adresă, la un alt domiciliu, sperând el că într-o zi va găsi un trup format din credincioși ca noi, unde nu va exista nici o singură greșeală, nici în plan intelectual, emoțional, biologic sau spiritual. Și tot caută după un trup care va fi și ca și capul, confundând capul cu trupul. Această prejudecată crede că biserica este o elită a oamenilor care nu greșesc absolut niciodată. Și personal am întâlnit oameni care au afirmat că de când s-au botezat cu 20-30 de ani în urmă, ei n-au greșit nici măcar o singură dată până astăzi. Nici o singură greșeală, nici la nivelul gândirii, nici la nivelul emoțiilor, nici la nivelul faptelor comportamentale, nici la nivelul spiritual. Nici măcar o singură dată în ultimii 20 de ani n-au nicio greșeală, n-au niciun cusur. Nu-și reproșează nimic. N-au ce mărturisi, n-au pentru ce-și cere iertare. Frați și surori, este foarte important să înțelegem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe un pământ blestemat, unde a găsit oameni deformați în mintea, în emoțiile, în duhul și în trupul lor de păcat. El, cu oamenii aceștia, și pentru oamenii aceștia a murit și mai apoi i-a chemat să devină ca el. Și oamenii aceștia, prin pocăință și nașterea din nou, au intrat în împărăția lui Dumnezeu și s-au implicat într-un proces de asemănare cu Iisus. Însă procesul acesta, dacă suntem sinceri, nu se încheie niciodată în viață. Adică niciodată nu vom ajunge la punctul în care să fim absolut sfinți ca și Dumnezeu. Prejudecata aceasta care confundă capul cu trupul se așteaptă să găsească vreodată undeva un trup, adică o biserică locală, care să se comporte de la cel mai mic până la cel mai mare, de la femeie până la bărbat, de la ultimul membru până la păstor, să se comporte ireproșabil, într-o manieră absolut divină, fără nicio slăbiciune. Ori dumneavoastră știți că un astfel de trup spiritual, divino-uman, adică o biserică locală, o astfel de biserică locală n-a existat, nu există și nu va exista. A doua prejudecată, a doua concepție greșită despre Biserica Domnului este în extrema cealaltă și asta presupune izolarea. Prima a fost confundarea, a doua este izolarea. Dacă prima amestecă funcțiile capului cu ale trupului și nu realizează că capul este divin în natura lui și în comportamentul lui, dar trupul este luat din păcat și este într-un proces de sfințire dus în viața aceasta, a doua concepție greșită merge în cealaltă extremă și spune că biserica este izolată de capul ei, de Domnul Iisus Hristos, și nu există nicio legătură între ele. Biserica este umană, iar capul este divin. Biserica este ca o asociație, așa cum sunt celelalte asociații umane. Noi întâlnim astăzi în lumea noastră multe tipuri de asociație. Este asociația de locatari, este asociația oamenilor cu handicap fizic, este asociația șoferilor de Mercedes sau de Porsche sau de nu mai știu ce tip de mașină, este asociația soțiilor abandonate sau a tot felul de categorii de oameni. Și a doua concepție greșită despre biserică crede că biserica lui Dumnezeu este atât de izolată de Iisus Hristos capul, încât n-are nicio legătură cu el. Prima concepție greșită încurca lucrurile și le amestecau și se aștepta ca trupul să fie de aceeași natură cu capul. A doua concepție greșită vede atâta diferență între cap și trup, încât nu există nicio legătură între ele. Capul e în cer, trupul e pe pământ și între ele nu există nicio legătură. E o izolare totală și perfectă. Biserica e doar o asociație umană de indivizi care vin aici și sunt conduși de o religie. Adevărul este că niciodată în natura aceasta și în trupul acesta nu vom ajunge la performanța spirituală să nu ne mai scape de-a lungul existenței un gând, o emoție,
o faptă sau un păcat de omitere la nivelul spiritului, la nivelul gândului. Adică să ne rugăm destul, să citim Biblia destul sau să postim destul. Știți că păcatele sunt de comitere, când faci ce nu e voie, ai comis, și de omitere, când nu faci ce trebuie, ai uitat să faci. Oricare este omul acela care poate să spună, eu nu neglijez niciodată nimic din viața mea spirituală, eu mă rog suficient de mult, eu citesc Biblia suficient de mult, eu postesc suficient de mult, eu am părtășie cu frații suficient de mult. Nu vom întâlni o persoană sinceră care să aibă pretenția că el este ca și Dumnezeu sfânt la modul absolut. Dar niciun membru din biserică nu va ajunge să creadă că el este izolat de Domnul Iisus Hristos și că n-are nicio legătură cu acesta. Ambele păreri sunt greșite, una este într-o extremă a unei sfințenii inexistente, pentru că e absolută, iar alta este în cealaltă extremă că noi nu avem nicio relație și nicio legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă acestea sunt câteva dintre concepțiile greșite ale vremii, haideți să observăm care este concepția lui Dumnezeu despre biserică. Dar dacă am observat în punctul A și B care sunt concepțiile greșite despre biserică, nu vom putea la fel de ușor în punctul A și B să aflăm care este punctul de vedere biblic despre ce este biserica lui Dumnezeu. Pentru că observați și dumneavoastră că au fost scrise sute de pagini. Orice predică ar putea să amplifice, să simplifice atât de mult toate aceste afirmații scrise pe sute de pagini și în câteva cuvinte, în puncte A, B și C, să răspundă la ce este biserica lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, ne vom lua timp de astăzi înainte ca să cercetăm cuvântul Domnului cu deamănuntul mai în profunzime și să observăm ce și cum este biserica lui Dumnezeu. Și aceste lucruri vrem să le cunoaștem pentru ca să mergem încotro merge Dumnezeu. Apoi să gândim la fel ca El. Să nu gândim împotriva Lui și inima noastră să aibă speranța că suntem ceea ce Dumnezeu ne spune că suntem, fii și fiice, înfiați prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta ne dă siguranță și liniște și speranța că atunci când El se va întoarce, noi vom moșteni împărăția împreună cu El, a Lui să fie slava în veci. Aș vrea acum să observăm, frați și surori, ce anume dă identitate unei biserici? Cum se naște biserica lui Dumnezeu și ce anume îi dă identitate? Aș vrea să vă întreb ce anume îmi dă mie identitate ca individ? Care este identitatea mea? Fiecare avem un act de identitate. Un act care face dovada identității noastre. Actul acesta este oficial și este eliberat de guvern. În plan spiritual, ca și în plan social, noi avem o identitate ca Biserica Domnului Iisus Hristos. Ori este bine să privim la ce anume dă identitate Bisericii Domnului Iisus Hristos. În felul acesta, noi singuri putem să observăm dacă avem această identitate sau nu. Dumneavoastră știți că în țara aceasta bogată, unde toți oamenii ar vrea să fie cetățeni, sunt oameni care trăiesc la alb, având identitate americană, și care nu fug de poliție și nu se ascund, dar sunt și oameni care n-au identitate americană. Și oamenii aceștia trăiesc la negru, trăiesc pe ascuns și ei tot timpul trăiesc în afara legii. La fel, Biserica lui Dumnezeu este o împărăție spirituală unde toți oamenii ar vrea să fie. Însă foarte mulți vor să intre la negru în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, fără ca să își asume responsabilitatea identității, fără ca să meargă pe calea albă, fără ca să meargă pe calea legică. Haideți să privim împreună și fiecare dintre noi vom primi din cuvântul Domnului lumină în conștiința noastră, pentru că mai mult decât un om care vorbește, este Duhul Sfânt care dirigează lucrurile. El are interes de biserica lui. El nu lasă biserica lui în ceea ce poate face un om, în capacitățile și în pregătirea teologică a acestuia. Totul este guvernat de Duhul lui Dumnezeu. El determină cuvântul înspre inimile noastre. Și El are milă de oamenii aceștia care au venit aici. El transmite cuvântul Domnului și El guvernează tot ce se întâmplă aici. Identitatea bisericii lui Dumnezeu este dată în primul rând de prezența și în al doilea rând de lucrarea Duhului Sfânt alături de cuvântul lui Dumnezeu. Nu există biserică
care să existe în absența Duhului lui Dumnezeu sau în absența Cuvântului lui Dumnezeu. Elementele care dau identitate bisericii sunt Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia și Duhul Sfânt. Fără aceste două elemente, care ambele vin din cer, Cuvântul întrupat și Duhul lui Dumnezeu, acestea amândouă, ca și prezență și activitate spirituală, dau identitate bisericii lui Dumnezeu. Nu există identitate în biserică pe baza descendenței din părinți credincioși. Nu există identitate în biserică pe baza unor fapte bune și unor donații de sume de bani foarte mari. Identitatea pe care un om o poate primi în biserica lui Dumnezeu întotdeauna se întâmplă în prezența Bibliei și în prezența Duhului Sfânt. Ori această afirmație este o afirmație foarte generală. De la catolici până la penticostali, toți oamenii sunt de acord cu această afirmație, pentru că este o afirmație generală. Când însă ne apucăm să dezbatem și să explicăm aceste afirmații generale, dintr-o dată bisericile pe denominațiuni se separă și unele acceptă doar o parte, altele altă parte. Întreb, câtă parte acceptăm noi? Ca să observăm câtă parte acceptăm noi, frați și surori, este bine să ne luăm timp pentru mai multe duminici la rând și să trecem prin cuvântul Domnului și eu sunt sigur că pentru duminica următoare veți fi dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toți, când în timpul acestei săptămâni vă veți lua măcar câteva minuțele să spuneți, Doamne, duminică seara vom merge din nou în sanctuar. Binecuvintează bărbatul acela care se ridică și nu-l lăsa să spună lucruri greșite. Nu-l lăsa să spună lucruri de la oameni, de la el sau din învățătura și filozofia lumii, ci pune tu în mintea lui un cuvânt de la tine pentru inima mea. Când noi vom ajunge la această unitate în interesul nostru de a primi o hrană bogată, nu interese omenești, atunci peste noi se va manifesta activitatea sau acțiunea sau lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. El are responsabilitatea să lucreze în biserică pentru că l-a trimis Tatăl și Fiul. Dar noi trebuie să ne deschidem inima într-un mod sincer și umil. Și nu neapărat prin afirmații foarte bisericești, în spatele cărora ne ascundem ipocrizia noastră, ci printr-o viață sinceră și deschisă și umilă, să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu ca să ne învețe. Această activitate, această lucrare a Duhului Sfânt, care se manifestă în oameni, de la Rusalii, de când Duhul Sfânt și-a coborât reședința pe pământ, în templu. Dacă Dumnezeu a locuit în Adam și Eva, când aceștia s-au stricat purtarea, Dumnezeu și-a mutat locul în cortul întâlnirii, în chivot. Când Dumnezeu a promovat în procesul spre manifestarea revelației sale totale, templul, Dumnezeu și-a mutat prezența în templu și mai apoi oamenii au încercat să-L aducă pe Dumnezeu prezent în sinagogă. Mai târziu a venit biserica. Ei bine, când vorbim despre prezența Duhului Sfânt în biserică, frați și surori, noi vorbim despre extrem de multe lucruri. Despre extrem de multe lucruri. Noi cu toții spunem amin când predicatorul spune vrem ca Duhul Sfânt să lucreze aici. Noi cu toții spunem amin. Și acest amin arată că noi suntem de acord. Dar dincolo de simpla afirmație amin, este nevoie de mult mai mult. Nu doar faptul că eu vin aici și spun că vreau să lucreze Duhul lui Dumnezeu, asta înseamnă că va și lucra. Nu doar faptul că dumneavoastră spuneți amin, asta înseamnă că va și lucra. Duhul Sfânt are nevoie mai mult decât de niște cuvinte bisericești rostite de predicator sau de public. Și dumneavoastră știți asta, pentru că aveți experiență cu Dumnezeu și aveți experiență cu Biblia. De aceea, în această seară, frați și surori, aș vrea să începem împreună să observăm care este lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Care este activitatea Duhului Sfânt în biserică? Pentru că nu putem vorbi de biserică dacă nu vorbim de jertfa Domnului Iisus. Nu putem vorbi de biserică dacă nu vorbim de cuvântul lui Dumnezeu și nu putem vorbi de biserică dacă nu vorbim de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără jertfa Domnului Iisus,
Fără cuvântul lui Dumnezeu și fără Duhul lui Dumnezeu nu există biserică. Nu există o organizație spirituală divino-umană în care să fie prezent cuvântul Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Frați și surori, am mai spus acest lucru odată și în seara aceasta repet că repetiția este mama învățăturii. Și aș vrea, privind în cuvântul Domnului, să înțelegem că atunci când Duhul lui Dumnezeu mă găsește pe mine pe căile lumii, așa cum spune Isaia, fiecare rătăcea pe drumul lui. Duhul Sfânt încearcă prin metode diferite să pătrundă în conștiința mea și să mă determine pe mine la pocăință. Felul în care eu m-am pocăit este diferit de felul în care dumneavoastră v-ați pocăit. Fiecare avem o metodă unică pe care Duhul Sfânt a folosit-o când noi ne-am pocăit. Excepție făcând copiii de credincioși care s-au născut în acest sistem creștin, penticostal, și au rămas acolo, iar în timp au început să-L cunoască personal pe Domnul. Mă refer însă la persoanele care vin din lume, care au crescut într-un sistem filozofic și păcătos. Și când adulți fiind, printr-o metodă a lui Dumnezeu, au ajuns să-L accepte pe Domnul ca și mântuitor în viața lor și au manifestat pocăință. Ei bine, în momentul în care Dumnezeu ne cercetează, El ne cercetează pe noi în interiorul nostru. Conștiința noastră și inima noastră este bombardată de dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat la mine? Pentru prima oară, cu mai mulți ani în urmă, cu 19 ani în urmă, 20 de ani în urmă aproape, am intrat într-o adunare, am intrat pentru prima oară în viața mea acolo. Nu am știut ce urmează să se întâmple. N-am avut nicio idee despre cum se desfășoară acolo serviciul divin. M-am așezat pe un scaun și am început să ascult. Duhul Sfânt a folosit momentul acela și a început să-mi vorbească conștiinței mele, oferindu-mi informații pe care nu le-am auzit până atunci. Aceste informații au venit în mintea mea și m-au obligat să țin cont de ele. Erau niște informații pe care eu nu le-am mai auzit până atunci. Informații care m-au obligat pe mine să țin cont de ele. Informațiile acestea îmi prezentau o lume pe care eu am neglijat-o. Un Dumnezeu pe care eu l-am neglijat. Informațiile acestea mi-arătau că eu sunt un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Sunt un om mândru și arogant. Eu n-am la baza existenței mele decât un set de filozofii pe care le numesc religie. Și cu această religie a mea, deși o am, eu lupt împotriva lui Dumnezeu. Prin emoțiile mele, prin intelectul meu, prin trupul meu și prin spiritul meu. Și în seara aceea, informațiile pe care eu le-am primit mi-au dat următorul mesaj. Tu ești un dușman al lui Dumnezeu. Tu ești un vrășmaș al cerului. Consecințele vieții tale te vor atrage în iad și de acolo nu te va scoate nimeni. Când eu am realizat ce se va întâmpla cu ființa mea, m-am speriat și în mintea mea s-a născut o întrebare. Este o soluție pentru mine ca să scap? Și cuvântul a continuat să aducă informație și mi-a spus, Dumnezeu este pregătit să îți ofere salvarea din situația ta și să-ți ofere cerul pe care nu-l meriți. Vrei să se întâmple acest lucru în tine? Vrei să se producă în tine această schimbare? Accepți tu stăpâna la acestei vieți. Îi accepți lui Dumnezeu să intre, un Dumnezeu pe care până acum l-ai ținut afară, și să facă ordine în existența ta? Dintr-o dată m-am trezit, supus unei întrebări care îmi cerea mai mult decât să merg o dată pe an la biserică, o întrebare care îmi cerea mai mult decât să fac o donație, o întrebare care îmi cerea mai mult decât să mă las de țigări sau de alcool. Această întrebare se ducea undeva în centrul existenței mele și vorbea despre cine va conduce viața mea de astăzi înainte, tot eu sau Dumnezeu. Și în clipa aceea am realizat că în interiorul meu cineva din afara mea lucrează. Frați și surori, când vorbim despre biserică, vorbim despre Domnul Iisus, despre Biblie și despre Duhul Sfânt. Aceste trei entități, lucrând într-un om, în omul acesta se produce o schimbare care continuă pe zi ce trece până la sfârșitul vieții acesteia. Această lucrare care se întâmplă în om începe în primul rând să se întâmple în interiorul omului.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Biblia, în numele și în puterea jertfei Domnului Iisus, pun presiune pe conștiință, pe inimă și prin informație din Biblie, din inima lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu Biblia lucrează în interiorul omului. Și așa cum spuneam altă dată, în seara aceasta spun din nou, prima lucrare pe care Duhul Sfânt și Biblia o face în viața unui om, nu o face în exteriorul lui, ci o face în interiorul lui. Pentru că în interiorul lui sunt facultățile de gândire și de simțire. În interiorul lui sunt facultățile de decizie. În interiorul lui sunt facultățile de voință. De aceea Dumnezeu trebuie să lucreze asupra acestor aparate, asupra acestor facultăți, pentru ca să schimbe funcționarea și direcția lor. Așa că, atunci când Duhul Sfânt și Biblia lucrează în viața unui om, prima reacție a omului la lucrarea Duhului Sfânt și a Bibliei este pocăința. Nu există ca un om să se pocăiască dacă Duhul Sfânt și Biblia nu lucrează în viața lui. Singura pocăință autentică este reacția umană la lucrarea Bibliei și la lucrarea Duhului Sfânt. Atunci când Domnul Iisus, prin Biblie și prin Duhul Sfânt, lucrează în viața unui om, a unui om obișnuit, a unui om natural, mai bun sau mai rău de felul lui, reacția pe care Dumnezeu o așteaptă este pocăința. Pentru că întotdeauna Duhul lui Dumnezeu lucrează în primul rând în interior. Iar atunci când Duhul Sfânt lucrează în interior și pune presiune prin informație pe minte și pe inimă, Dumnezeu așteaptă din partea acelui om o reacție. Iar prima manifestare a reacției este pocăința. Omul care nu se pocăiește, atunci când Dumnezeu investește în el informație prin Biblie și prin Duhul Sfânt, el își complică situația în relația cu Dumnezeu. Pentru că un Dumnezeu care ar trebui să-l condamne și să-l judece, în loc să o facă, el vrea să-l ierte și îi oferă o grație pe care nu o merită. Ciudat este că omul, în loc să beneficieze de acest har nemeritat, de această șansă pe care nu o merită, el se împietrește în continuare și în loc să reacționeze pozitiv la lucrarea din interiorul lui, a Duhului și a Cuvântului, omul se împietrește. Astfel de oameni pot rămâne în biserică de-a lungul anilor. Dar ei nu se pocăiesc. Ei nu reacționează prin pocăință, ei rămân în biserică. Din anumite motive ei rămân în biserică. Când spun în biserică, de fapt, ca să folosesc un termen mai concret, ei rămân în adunare. Ei continuă să vină la adunare, dar ei încă n-au reacționat cu pocăință la lucrarea Duhului Sfânt și a Bibliei manifestată personal asupra minții și inimii lor. Frați și surori, atunci când Duhul Sfânt și Biblia lucrează în interiorul omului, atunci Duhul Sfânt lucrează în interiorul omului spre binele omului. Lucrarea care se întâmplă în interior nu are legătură cu oamenii din jur, ci are legătură cu beneficiul meu. Lucrarea interioară nu se face în beneficiul celorlalți, ci se face în beneficiul omului în care se produce lucrarea. Aceasta dăltuiește ce ești. Aceasta răspunde la întrebarea ce ești. Întrebarea ce ești este întrebarea la care lucrează Duhul Sfânt în interiorul omului. Întrebarea ce faci este întrebarea la care lucrează Duhul Sfânt prin om pentru alții. Dar haide să ne întoarcem la lucrarea interioară pe care o manifestă Duhul Sfânt și Biblia în interiorul omului. Spuneam că această lucrare interioară nu comportă, adică nu presupune minuni sau predestinație. Și acum eu știu că dumneavoastră sunteți la un pas să mă înțelegeți greșit. De aceea vă rog, fiți foarte, foarte, foarte atenți și ascultați-mă cu maximă atenție. Iar dacă totuși vi se pare că am greșit, încercați încă o dată să mai realizați ce vreau să spun. Lucrarea interioară nu presupune minuni și nu presupune predestinație. Lucrarea interioară nu presupune minuni vizibile, evenimente supranaturale și nu presupune predestinație. Adică, dacă eu mă accept jertfa Domnului Iisus Hristos, asta nu înseamnă că eu am fost predestinat de Dumnezeu să o accept, ci asta înseamnă că eu m-am umilit suficient de mult și m-am pocăit atât de mult încât să accept dumnezeirea lui Dumnezeu în viața mea
jertfa Domnului Iisus pentru ca să n-ajung în iad. Sunt și învățături, sunt și puncte de vedere, sunt și teologii care spun că omul este mântuit numai dacă este predestinat de Dumnezeu ca să fie mântuit. Iar dacă nu este predestinat de Dumnezeu, el nu este mântuit. Aici trebuie să introducem un element. Între predestinație și între preștiință este diferență. Însă sunt oameni care confundă predestinația cu preștiința. Ce este preștiința și ce este predestinația? Scumpii mei, predica aceasta ne obligă să fim atenți, pentru că altfel ne pierdem. Preștiința este capacitatea absolută a lui Dumnezeu de a cunoaște toate lucrurile din viitor înainte ca acestea să se întâmple, dar ele se întâmplă nu pentru că Dumnezeu le-a făcut să se întâmple așa, ci pentru că ele se întâmplă așa datorită alegerii unor indivizi. Și acum, mă întorc la un exemplu al unei persoane care vine la adunare și nu se convertește. Și dumneavoastră știți oameni care au venit de mai multe ori în biserică și au ascultat predici. Oamenii aceștia au înțeles intelectual despre ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Însă ei nu au făcut asta niciodată. Au plecat din biserică, s-au plictisit de același mesaj și s-au întors din nou în lume. Ei nu s-au pocăit, nu s-au născut din nou și nu s-au botezat niciodată. Vă întreb, oamenii aceștia nu s-au pocăit pentru că n-au fost predestinați de Dumnezeu să se mântuiască? Sau nu s-au mântuit pentru că ei și-au asumat responsabilitatea să-L respingă personal, conștient și voluntar pe Domnul Iisus Hristos? Acceptând și nealegând jertfa Domnului Iisus Hristos pentru viața lor. Dacă noi spunem că Dumnezeu nu i-a lăsat să se pocăiască, dintr-o dată spunem că oamenii aceștia n-au nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că din moment ce Dumnezeu nu lasă pe un om să se pocăiască, atunci omul nu poate să treacă dincolo de decizia lui Dumnezeu ca să se pocăiască. Dacă Dumnezeu nu lasă un om să se pocăiască, omul acela nu se poate pocăi. Iar dacă Dumnezeu obligă un om să se pocăiască cu sila, tot se pocăiește. Pentru că ce vrea Dumnezeu se întâmplă. Frați și surori, Evanghelia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe toți oamenii, încât l-a oferit pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede să nu mai moară, ci să aibă viață veșnică. Asta presupune că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care îl acceptă prin credință. Dacă cineva nu se pocăiește ca o reacție a lucrării lui Dumnezeu prin Duhul și Biblie în inima lui, nu se pocăiește pentru că el alege să-L respingă pe Dumnezeu, să respingă lucrarea Bibliei și lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu știa că el va respinge, dar nu Dumnezeu l-a pus să respingă. Asta înseamnă preștiința lui Dumnezeu. Preștiință înseamnă că Dumnezeu știe dinainte. Nu înseamnă predestinație. Adică nu Dumnezeu l-a destinat să facă asta. El singur a făcut-o ca o alegere a lui, dar Dumnezeu știa că așa va face. Însă Dumnezeu l-a lăsat să facă cum vrea. Pentru că Domnul spune, omule, astăzi îți pun în față binele și răul, moartea și viața, alege! Eu te sfătuiesc să alegi viața ca să trăiești, dar până la urmă tu alegi ce vrei. Și întâlnim pe paginile Bibliei pe tânărul bogat. El vine la Dumnezeu, la Domnul Iisus și îl întreabă, ce să fac să moștenesc viața? Și Domnul îi spune. În momentul în care Domnul îi spune, el stă ca mine în anul 1984 la cumpăna istoriei vieții lui și scrie cu decizia lui drumul pe care merge. Are libertatea să-L urmeze pe Domnul ducându-se pe drumul acesta, dar are și libertatea să-L urmeze pe Domnul ducându-se pe drumul acesta. Domnul nu-L obligă, Domnul nu-L sperie, Domnul nu-L constrânge, Domnul nu-L predestinează. Dumnezeu știa dinainte ce va alege El, dar în momentul acela alegerea Lui personală devine publică și El apucă pe drumul împotriva Lui Dumnezeu. În clipa aceea, El a ales pentru El ce va face cu viața Lui. Credeți că Dumnezeu cu o inimă bună n-ar fi vrut ca El să se mântuiască? Ba da, dar dacă Dumnezeu i-ar băga pe toți oamenii cu sila în împărăția Lui, atunci unde ar mai fi liberul arbitru al omului care alege în funcție de interesele lui, pe Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu? Frați și surori, dreptul lui Dumnezeu de a judeca este direct proporțional cu libertatea noastră de a alege.
Încă o dată, dreptul lui Dumnezeu de a judeca oamenii este absolut direct proporțional cu libertatea noastră de a alege. Numai dacă Dumnezeu ne dă libertatea să facem ce vrem, are dreptul să ne judece. Dacă ne constrânge și ne obligă să facem ceva anume, atunci de ce ne mai judecă că am făcut ce ne-a obligat El? Când vorbim de pocăință, vorbim despre o reacție umană la o lucrare divină a Bibliei și a Duhului lui Dumnezeu. Această pocăință e o lucrare care se întâmplă în interior. În momentul în care se întâmplă, nu prea se vede mare lucru în exterior. Observați, vă rog, că Apostolul Pavel vorbește în Filipeni 2:13 despre lucrarea interioară și ascultați cum se zice Biblia aici. Dumnezeu este acela care lucrează în voi, în interiorul vostru. Coloseni 1:29. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează în mine, în interiorul meu. Pavel, înainte să devină folosit în afara lui într-o lucrare exterioară, Duhul Sfânt și Biblia au lucrat în interiorul lui și l-au schimbat. Când Pavel a plecat din Damasc, după lucrarea de pe drumul Damascului și din casa unde a venit Anania, Pavel a fost un alt om. În interiorul lui s-au modificat mintea, inima și trupul lui a început să manifeste această nouă trăire. Scumpii mei, atunci când vorbim despre biserică, vorbim de oameni în interiorul cărora a lucrat Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Adunarea este un local public care găzduiește orice individ care într-o zi de duminică, dimineața sau seara, vrea să vină la o slujbă divină. Însă există riscul să vii la o slujbă divină și în interior să nu se întâmple nimic. Aceasta nu înseamnă că primești identitate în biserică. Nu. Când primești identitate în biserică, primești în momentul în care accepți lucrarea Bibliei și a Duhului Sfânt și reacționezi la ea prin pocăință. În momentul în care omul se pocăiește, se pocăiește pentru că Duhul Sfânt lucrează în el. Nu există pocăință fără Duhul Sfânt și fără Biblie. Nu există. Pocăința este o consecință a lucrării Duhului Sfânt. Asta înseamnă că păcătosul acceptă responsabilitatea pentru păcatul și dezordinea lui spirituală, păcătosul imploră pe Dumnezeu, un Dumnezeu care nu are nicio obligație, dar din iubire vrea să-l schimbe, păcătosul se condamnă pentru vinovăția lui și se separă de ea și păcătosul tânjește după Dumnezeu urmându-l. Asta înseamnă pocăință autentică. Când vorbim despre pocăință, frați și surori, vorbim și despre tendința care încearcă să înlocuiască adevărata pocăință. Și acum vă rog, ascultați-mă cu atenție. Există o tendință de a te pocăi, care însă nu duce niciodată la pocăință, și tendința aceasta se manifestă prin următoarele feluri. Compensația este o metodă care înlocuiește pocăința. Asta înseamnă că eu încerc să compensez faptele greșite cu fapte bune, părându-mi se că dacă fac anumite fapte bune, donații, sacrificii, jertfe din când în când, în baza acestora se compensează faptele rele, viața mea fără Dumnezeu. Ori aceasta este o doctrină păgână. Faptele bune nu iartă faptele rele. Și amândouă rămân înaintea Domnului. O a doua tendință este identificarea. Sunt oameni care încearcă să se identifice cu biserici mari sau cu oameni mari ai lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de farisei. Domnul le reproșează și le spune: voi spuneți, Avraam, Avraam, templul Domnului, templul Domnului. Voi aveți pretenția că veniți din Avraam, dar voi nu veniți din Avraam. Pentru că dacă voi ați venit din Avraam, ați face faptele pe care le-a făcut Avraam. Voi degeaba spuneți templul Domnului, templul Domnului, când viața voastră este diferită de templul Domnului. Iată, dar fariseii aceia credeau că dacă se asociază cu Avraam și cu templul Domnului, ei sunt asigurați. Frați și surori, eu degeaba mă identific cu oricine, cu cel mai mare predicator, cu cea mai bună biserică, dacă personal nu mă pocăiesc ca o reacție la lucrarea Duhului Sfânt și a Bibliei. Faptul că eu mă identific cu cineva nu are nicio însemnătate reală pentru Dumnezeu. Cuvinte, gesturi și simboluri. Gândiți-vă puțin la ce vă spun. Sunt oameni care spun anumite cuvinte și ei cred că asta înseamnă pocăință. Sunt oameni care fac anumite gesturi și ei cred că asta înseamnă pocăință. N-ați văzut oameni care se închină? Bunica mea, care m-a crescut, mi-a fost mamă și tată în copilărie, îmi spunea că eu trebuie să
fac întotdeauna semnul crucii și nu m-am culcat nici măcar o singură dată în copilăria mea, fără ca de 3 ori să nu fac așa pe perină și să spun în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Atâta a fost cunoștința mea, atât am făcut. Atât m-a învățat bunica, atât am făcut. Pentru mine Biblia a fost bunica și, bunica a fost Biblia. Dacă aș fi cunoscut Biblia, aș fi știut mai mult, dar am cunoscut-o doar pe bunica și bunica atât am știut să-mi spună. Și astăzi sunt oameni care cred că dacă fac anumite gesturi, sunt iertați, sunt mântuiți. Și tot ce fac ei pentru sufletul lor, sunt anumite gesturi. Frați și surori, asta nu este pocăință. Simbolurile sunt o altă încercare de pocăință. Ați observat oameni care pe mână, sau pe o altă parte a trupului, în mașină sau în casă, au tot felul de simboluri. Prin simbolurile acestea ei își liniștesc conștiința și cred că Dumnezeu va fi binevoitor cu ei datorită acestor simboluri. N-ați observat mulți care lipesc o icoană cu Domnul Iisus răstignit și o pun sub oglinda retrovizorie de la mașină în speranța că Dumnezeu îi va feri de accidente? Ei cred că simbolul acela, Domnul Iisus pe cruce, are atâta putere magică, iconița aia, ca să-i ferească de accidente. Alții o poartă la gât, alții o pun în casă. Ei nu știu că pocăința este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Nu cuvinte. Merg oameni la preot și se mărturisesc și spun cuvinte. Dar când ies de acolo, o iau de la început. Și mai merg din nou la anul și după aceea o iau de la început. Astfel de cuvinte nu înseamnă pocăință, astfel de gesturi nu înseamnă pocăință și astfel de simboluri nu înseamnă pocăință. Toate acestea sunt tendințe care încearcă să îi ia lui Dumnezeu, să atragă de la Dumnezeu mântuirea fără reușită. Frați și surori, Biserica lui Dumnezeu este locul unde lucrează Duhul Sfânt și Biblia. Când Duhul Sfânt și Biblia lucrează în interiorul unui om, atunci el ca o reacție normală se pocăiește. Când un om se pocăiește, îi se schimbă mintea. El regretă faptele care le-a făcut, viața care a trăit-o și de atunci încolo nu mai urmează. Și acum mă îndrept spre dumneavoastră, spre cei mai tineri de aici probabil, și vreau să vă întreb următorul lucru, indiferent că sunteți în sală sau la balcon. Scumpii mei, care îl urmați pe Domnul venind aici în biserică, probabil din când în când sau de fiecare dată. Vreau în această seară să vă întreb, dacă Iisus Hristos ar veni la noapte, nu realizați că există riscul pentru eternitate să pierdeți trenul care merge spre cer și doar pentru faptul că nu v-ați pocăit să nu intrați în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt și Biblia ca să lucreze în interior și așteaptă reacția normală, naturală, de pocăință, care înseamnă un regret adânc pentru păcat, dar urmat și de intenția de a nu mai repeta păcatul. Vă întreb pe voi, care ați promis că nu mai practicați jocuri de noroc, care ați promis că nu mai consumați alcool și țigări, care ați promis că nu vă mai deranjați părinții cu neascultare și cu rebeliune, care i-ați promis lui Dumnezeu că nu mai respectați, că nu mai repetați anumite fapte de rușine pe care le-ați făcut și anii s-au scurs și le-ați repetat. Nu vă mustră conștiința în seara aceasta? Nu realizați că sunteți pe un drum pierdut? Nu înțelegeți că Biserica Betania nu poate să mântuiască pe nimeni și pastorul Luigi Mițoi nu poate să ierte niciun păcat al niciunuia? Nu realizați că în interiorul vostru acum lucrează Sfânta Biblie și Sfântul Duh și ceea ce Dumnezeu așteaptă să vadă ca pe o lucrare de mare preț este pocăința care urmează să iasă într-o umilință deplină, ca o reacție naturală a unui păcătos care vrea cerul? O pocăință autentică care presupune un adânc regret pentru fapte de păcat și o adâncă dorință de a-L urma pe Dumnezeu de astăzi înainte, nu în felul de până acum, ci într-un fel nou, în prezența lui Dumnezeu, în prezența Bibliei lui Dumnezeu și în prezența Duhului lui Dumnezeu. Toată predica mea are menirea, are scopul să te cheme în această seară să te pocăiești. A doua lucrare pe care Duhul Sfânt și Biblia o fac în interiorul omului, în continuare punând presiune prin informația Bibliei, este nașterea din nou. Nașterea din nou este pasul următor pocăinței pe care continuă să-l facă Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care produce nașterea din nou. Când vorbim despre naștere din nou, textul absolut consacrat
pe care îl folosesc aproape toți predicatorii, este întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Nicodim, acolo unde Domnul îi explică acestui bărbat că toată teologia lui, toată slujirea lui nu-l mântuiește. El folosește altora, e o lucrare exterioară de a te lăsa folosit de Dumnezeu pentru alții, dar nu-ți folosește ție. Slujirea nu mântuiește. Slujirea mea nu mă mântuiește pe mine. Slujirea mea vă mântuiește pe dumneavoastră, pentru că Dumnezeu se folosește de mine. Dar există riscul, eu care învăț pe alții, la sfârșit să-mi pierd premiul alergării. Și Pavel s-a temut de riscul acesta și a spus, am grijă de mine, ca nu cumva eu, care am predicat altora, eu însumi să nu fiu mântuit. Frați și surori, ceea ce vreau în această seară să vă spun este următorul lucru. Dumnezeu a investit în planeta noastră, pe o planetă blestemată, pe o planetă plină de păcat și plină de blestem. Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt și a trimis Biblia. Și Duhul Sfânt și Biblia au venit în inima mea. Și pe mine m-a cercetat și pe dumneata te cercetează. Și în această seară și Biblia și Duhul Sfânt lucrează punând presiune pe conștiință. Și așteaptă Dumnezeu o reacție normală, să te pocăiești, să realizezi că ești o persoană care ai trăit împotriva lui Dumnezeu, ai avut gânduri păcătoase, ai avut emoții păcătoase, ai avut anturaj păcătos, ai avut relații păcătoase și în seara aceasta să ai o adâncă remușcare și să spui, Doamne, mi-e rușine de bunătatea ta, puteai, Doamne, să-mi iei vederea și să bâșbui după drum, puteai, Doamne, să-mi iei vorbirea, să-mi iei soția, copiii, părinții, puteai, Doamne, să-mi iei un picior sau pe amândouă ca o manifestare corectă a justiției tale, dar tu, Doamne, ca un Dumnezeu bun, ai continuat să pui presiune pe conștiința mea, în speranța că într-o zi conștiința mea se va trezi și va reacționa în mod normal, Doamne, la presiunea pusă de Duhul Sfânt și de Biblie. Cine în seara aceasta simte prezența Domnului și această prezență a Domnului îl obligă să aibă o remușcare profundă pentru lucruri petrecute până astăzi în viața lui? Cine astăzi face un pas mai departe să spună, Dumnezeule, nu numai că regret ceea ce am făcut rău, dar din ziua aceasta, pentru numele Tău și pentru veșnicia mea, eu mă hotărăsc să... Dacă Duhul Sfânt este în stare să te aducă până aici, El te va duce mai departe. Să nu te temi de obsesia care te domină. Să nu te temi de viciul care te controlează. Să nu te temi de păcatul care și-a făcut loc în sufletul tău de ani de zile și acolo în fiecare zi, în ciuda faptului că nu vrei să-l mai practici, tot îl practici. Există putere în Duhul Sfânt, putere infinită. Există putere în Biblie, putere infinită. Cei care în seara aceasta vă simțiți vinovați înaintea lui Dumnezeu, aveți bucuria că sunteți în prezența unui Dumnezeu care vă poate restaura, în prezența unui Dumnezeu care vă poate ridica. Părinți dragi, care aveți copii, ce știți bine că au falimentat, ce știți bine că s-au botezat, dar nu s-au ținut de Domnul, ce știți bine că au crescut în adunare și au cântat în formații, dar s-au îndepărtat de Dumnezeu. În această seară aveți satisfacția, pentru că sunteți alături de cineva care poate să-i cheme înapoi, care poate să schimbe fundamental istoria și destinul vieților. Și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu are într-o mână Biblia și într-o mână pe Duhul Sfânt. Și aceste două autorități divine le-a trimis pe pământ, într-o lume blestemată. Și în conștiința mea lucrează bunătatea și mila și frumusețea și desăvârșirea și gloria Duhului Sfânt. Și lucrează minunatul cuvânt al lui Dumnezeu. Și oricât de tare și împietrit aș fi, în această inimă de carne dură, se întâmplă o lucrare misterioasă, frumoasă și divină a Duhului Sfânt și a Bibliei. Și se moaie inima mea și realizez că sunt un om vinovat, un om rău, un om care m-am luptat cu Dumnezeu. Și într-o seară ca aceasta mă opresc și spun, Doamne, unde voi ajunge eu cu destrăbălarea mea? Unde e plăcerea de azi noapte cu care Te-am necinstit? Unde este aventura de alaltări? Unde neascultarea mea? Și într-o seară ca aceasta, în acest sanctuar de pe Caldwell, se poate schimba pentru întotdeauna vieți de oameni. Vieți care, în mod normal, se duceau cu viteză înspre iad, dar pentru că Dumnezeu a trimis Biblia și pe Duhul Sfânt, acești doi agenți divini, Duhul Sfânt este Dumnezeu în Trinitate, iar Biblia este cuvântul întrupat. Inima omului se moaie și omul este în stare să ia decizii noi. Vă chem în această seară, frați și surori, care alergați pentru o viață mai bună până la marginile pământului. Însă ajungând aici ați realizat că pe lângă aceste lucruri care nu vă satisfac pe deplin aveți nevoie și de Dumnezeu.
În seara aceasta vă chem pe toți care sunteți aici. Recunoașteți că n-am meritat lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a obosit cu noi. Cuvântul Domnului s-a obosit cu noi. Pentru că ani de zile ne-a căutat și ne-am împotrivit, unii într-un fel, alții în altul. Am promis și nu ne-am ținut de cuvânt. Am făgăduit și nu ne-am ținut de cuvânt. Și într-o seară ca aceasta Dumnezeu vine din nou și spune: omule, viața ta este scurtă și într-o zi se va termina. Ai șansa să vii în cer sau să te duci departe de mine pentru întotdeauna. Când vorbim de biserică, vorbim de presiune pusă prin Duhul Sfânt și prin Scriptură și vorbim despre reacția unei inimi peste care vine informația ce presează. Și reacția aceasta trebuie să fie pocăința, o pocăință adâncă, o pocăință sinceră, o pocăință care vine dintr-o inimă de om, supusă greșelii, care își recunoaște vinovăția, care își recunoaște limitele, care recunoaște că resursele sunt atât de limitate și ar fi vrut să facă mai mult și n-a reușit. În seara aceasta, în mod special, dragi tineri, pentru care plâng părinții voștri sau bunicii voștri, vă chem în această seară să recunoașteți la informația pe care Dumnezeu v-a dat-o ca o binecuvântare în dar. Să recunoașteți că a venit clipa să vă pocăiți cu adevărat chiar acum și chiar aici și să luați o decizie profundă și solemnă pentru istoria vieții voastre. Dar lucrul acesta este valabil pentru orice persoană care, ca și mine, este în casa lui Dumnezeu. Nu suntem decât oameni. Cei mai buni dintre noi sunt făcuți doar din țărână. Cei mai meritoși dintre noi sunt doar carne, doar pământ, doar fire. În această seară, iubită Biserica Domnului Iisus, în mijlocul nostru nu este un predicator celebru, este singurul și frumosul Fiu al lui Dumnezeu, care lucrează prin gloria Duhului Sfânt și prin gloria Evangheliei sale. Și aceste două mesaje divine merg spre conștiința și spre inima noastră. Care va fi reacția noastră în această seară? Pocăință sau rebeliune în continuare? Aș vrea să vă chem pe toți cei care sunteți aici să ne pocăim adânc înaintea lui Dumnezeu. De orice faptă cât de mică vinovată, să ne pocăim adânc înaintea lui Dumnezeu și să ne luăm angajamente noi, să nu vină peste noi mânia lui Dumnezeu, să nu vină peste urmașii noștri mânia lui Dumnezeu, să trăim sub binecuvântare, nu sub blestem, să avem parte de clipe fericite, nu de amărăciune și de necazuri, să vină peste biserica noastră vremuri de înviorare, să lucreze Duhul Sfânt, dar să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Însă când Duhul lui Dumnezeu lucrează, omul se sfințește, omul vine la adunare, omul caută pe Dumnezeu, omul citește Biblia, omul devine într-un comportament din ce în ce mai neprihănit. Frați și surori, ne cheamă Dumnezeu și suntem vinovați sau neprihăniți în funcție de reacția noastră. Haideți în această seară să ne rugăm și să-i spunem lui Dumnezeu doar ce vrem să-i spunem și să facem în această seară doar ce vrem să facem. Însă este încă o seară de har. Poate fi ultima pentru unii dintre noi. De aceea vă invit, iubiți frați și surori, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să-i spunem ce simțim, ce vrem și ce gândim. Și numele Domnului să fie peste noi. Ne rugăm împreună, Domnul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu.